Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Om Bun. Trebuie să îi spunem la mulți ani lui Daffy Duck, pentru că în 1937, exact pe 17 aprilie, și-a făcut apariția acest personaj de desene animate, Daffy Duck. Dar să știți că restul personajelor de care vom vorbi astăzi nu au fost deloc de desene animate. Adică, să știți că în 1954 și-a găsit sfârșitul în închisoarea Jilava, Lucrețiu Pătrășcanu. Pentru unii, un patriot, pentru alții, un comunist. Detestat. Un personaj și așa și așa. Lucrețiu Pătrășcanu a fost un lider al Partidului Comunist, a fost un activ participant la actul de la 23 august 1944, prin care regele a întors armele împotriva Germaniei naziste, lăsând, punându-i în șahmat pe doi lideri foarte importanți ai lumii de atunci, Hitler și Stalin. Numai că asta e, am intrat în sfera de influență sovietică, dar a salvat țara. Un jurist, un publicist, un sociolog, asta a fost Lucrețiu Pătrășcanu, numai că, fiind comunist, și-a atras ura colegilor de partid, mai ales a lui Gheorghe Iudeș, care pornea dintr-o zonă mult mai joasă, de la coada Barosului. Din muncitor la căile ferate, cred că. Și din această ură reciprocă, eventual, o persiflare din partea intelectualului și o ură care îl măcina pe suflet din partea lui Gheorghe Iudeș, Lucrețiu Pătrășcanu este arestat, îi se inventează că a spus cuvintele eu înainte de a fi comunist în român, de fapt el a spus tocmai pentru că sunt român, sunt comunist, și de aceea apăr România, ceva. Avea o ideologie pe care, într-un discurs la Cluj, în fața studenților juriști, a arătat ce înseamnă ideologia comunistă și a fost reinterpretat în vorbe și a spus, înainte de a fi comunist în român, cum adică, a trădat cauza comunismului. Arestat. Totuși, pe baza hârtiilor pe care le-a făcut Lucrețiu Pătrășcanu, România a trecut juridic, din ușor, ușor așa, de la democrație, de la pluripartidism, spre dictatură. Așa că ne mai uităm la unii miniștri ai justiției care fac schimbări de acte, de legi, de toate. Sper să nu aibă sfârșitul lui Lucrețiu Pătrășcanu. Trădarea cu trădare se plătește. Mi-a plăcut un discurs pe care l-am văzut zilele trecute pe internet a unui profesor, Umberto Galimberti, de la Universitatea aceea Foscari din Veneția. Profesorul, după câte l-am văzut, de studii economice și social-politice, un profesor care expunea cam aceleași probleme pe care le avem și noi, românii, și societatea de astăzi. De fapt, le avem toți europenii. El spune așa, vis-a-vis de migranți și de problemele prin care trece societatea italiană, de fapt și societatea europeană, de fapt și societatea română sau românească.
pur și simplu nemunca. Spune așa domnul Umberto Galimberti că vin de peste mări și de peste Sahara și de peste deșert tineri cu o mentalitate de lup, cu o mentalitate de animal de pradă, pentru că el vine la mai bine în Europa. Și au și dorința de a lupta, pentru că știu pentru ce vin, să trăiască mai bine, pentru că aici se trăiește mai bine, în Europa. Și sunt puternici, pentru că știu să lupte. Ajung în Italia sau ajung în Europa, cei ce au luptat și au reușit să nu moară pe drum, traversând deșertul, traversând marea. Și spuneam, noi ce avem în opoziție? Copiii noștri cum sunt? Spunea reputatul profesor. Păi copiii noștri n-au mai făcut, nu s-au mai purtat războaie pe teritoriul european, nu știu să țină o armă în mână, nu au combativitatea aceea în sânge, armata nu se mai face, și sunt puhavi. Nu au dorința de luptător. De ce? Pentru că noi, părinții, nu le-am pus această dorință de luptător. Ce facem noi, spunea profesorul. Noi le facem regalul, le facem cadou Porsche. Și ne îndatorăm noi pe munca noastră ca să-i dăm cadou copilului nostru un Porsche. Pentru că dacă eu n-am avut să aibă el. Noi nu avem românii bani de Porsche, nu toți. Unii au. Și nu sunt acea de munciți bani aceia. Mai mulți sunt jefuiți de pe spinarea altora, dar nu la supra acestei idei vreau să lucrez. Ci pur și simplu nu știm să ne instruim copiii noștri spre muncă. Mă uit la copiii de-a 12-a care vor mai degrabă carnetul de șofer decât bacalaureatul luat. Și părinții le dau banii ca să facă școala de șoferi. Neinstruindu-i să-și ia bacalaureatul și să se ducă ei la muncă și din banii lor, câștigați de ei, din munca lor, să facă după aceea școala de șoferi. Eventual le mai cumpără și câte o mașină din asta, mai cu firmă, mai fără firmă, la vreo 1.000-2.000 de euro, așa ușurică, un BMW, dacă se poate, pentru că, na, copilul bate din picioare, că vrea. Și pe munca părintelui plecat în afară, cu sudoare, se cumpără și acea răgălie de mașină, că dacă e la prețul ăla, nu e așa de... Chiar dacă are emblema, e uzată. Și vedem catastrofe pe stradă. Pentru că el, dacă a avut cadou și carnetul din banii munciți de părinți și mașinuța, dar bacul nu l-a luat, nici nu l-a dat. Sau eventual l-a picat, sau nici nu a mai terminat a 12-a, că e greu. Ce-i trebuie luat la școală? Și a iubit ar mașinuță și pune pe viteză mare, că debea, el este expert, are de 2 luni carnetul în buzunar, și mai și moare un pic. Sau se duc visând la cai verzi pe pereți, neavând diploma aia necesară, pentru că toate lucrurile se fac la timpul lor. Așa că bacalaureatul, dacă este examenul maturității, trebuie să le iei la maturitate, la majorat. La 18-19 ani trebuie să iei bacalaureatul, nu trebuie să le iei la 48-49, nu, la 18. Și se duc, că visează că mă duc în afară. Se duc în afară, muncesc,
7, 8, 10 ani. Și vin cu spinarea îndoită, exact în momentul în care poate le-a folosit munca aceea. Au câștigat ceva, s-au descurcat și au luat o mașinuță, stau prin chirie, se îndrăgostesc, se căsătoresc și au copii și la un moment dat standardul ăla de jos nu le mai ajunge, că nici nu are cum să le mai ajungă. Și vor să se ridice din standardul ăla. E când vor să se ridice, peste tot în Europa este necesar examenul ăla de bacalaureat. Pentru că chiar dacă vrei să faci o școală de șefi de ceva, maestri, asistent medical, ceva, să te urci, îți trebuie măcar bacalaureatul. Ori dacă nu-l ai, băieții te trimit înapoi să-l iei. Și tu stai la limita de jos. Și ți-ai, că nu poți să mai, dacă nu l-ai luat acum la 18-19 ani, când ai avut capul la carte, sau trebuia să-l ai la carte, nu poți să-l iei la 28-29, când ai și copii după tine. Nu mai poți, nu mai ai timp să ții să înveți matematică, română, eu știu ce alte examene se dau, să intri din nou în competiția școlară, nu mai poți. Și domnul profesor Galimberti spune așa, noi suntem vinovați, generația asta, de acum suntem vinovați pentru că nu știm să ne punem tinerii la treabă. Spunea Galimberti că bunicii noștri, părinții noștri, noi lucrăm la... Ne-am făcut o meserie, da? Mulți dintre ei aveau câte o firmă, imbreză. Și lucrez la firma aia lui, cu care plătește și ratele de școlarizare a copilului și cadou Porsche și toate care le-a făcut copilului și toate doar din firma aia, de acolo. Se plătesc toate. Foarte mulți tineri de-ai noștri încă mai stau cu părinții, spuneau. Acolo. La fel și aici. Ce rezolvăm? Nu știm să educăm pentru muncă. Pentru muncă. Dar nu munca aia de sclav. Să nu faceți confuzia. Nu munca de sclav. Ci pur și simplu să fie cu mintea, cu gândul, spre o evoluție a carierei lui. Vor totul așa, rapid, și bat din picioare că le trebuie acum. Foarte materialiști. Sunt foarte materialiști. Și trebuie cumva să îi educăm înspre să se dezvolte ei, între a fi și nu a avea. Să învățăm să fie, să se realizeze, ei să fie, nu să aibă. Pentru ca să știe să aprecieze valoarea și nu prețul. V-am vorbit de personajul acesta, Lucrețiu Pătrășcan. Era un tânăr, la începuturi, idealist, jurist, avocat, a învățat și s-a dat la o ideologie străină lui. A crezut că poate parveni într-o societate nouă. Societatea comunistă i s-a părut nouă, bună. Îl urc așa rapid. Și a militat pentru ea. Și a ajuns cu un glonț în ceafă. Dar a distrus și toată ordinea societății sale, în care a crescut.
Ce vă pot spune? Citesc niște statistici îngrijorătoare și chiar așa se numește articolul. Este din Lumea de săptămâna asta, luna asta. Și în care arată o hartă, nu puteți vedea pentru că e micuță, dar această hartă prezintă fiecare continent cu creșterea demografică din ultimii ani, din ultimile decenii. Pe Statele Unite, pe zona Americii de Nord, este o creștere a populației de 20,5%, America de Sud 22,6%, Africa, cea mai mare creștere a populației de 56,6%, toată Asia, inclusiv China, India, toată, Rusia, țările arabe, 21,7%, o creștere demografică importantă și în Australia de 30%, cea mai mică creștere a populației din ultimele decenii este de în Europa de 2,1. Dacă toate sunt în două cifre, la noi este de o cifră, 2,1%. Adică constatăm că Europa are un nivel de trai foarte bun, dar nu are populație pentru viitor. Și presiunile sunt mari din amândouă părțile. Și din Africa, 56,6%, o creștere demografică foarte puternică, cu mulți copii, cu mulți tineri, care ce doresc? Să vină la mai bine. Și din Asia, la fel. Spune aici, deși procentul creșterii din Asia se situează aparent cu doar 21,7%, ținând cont că vorbim de continentul cel mai populat, cu două țări, India și China, care au depășit de mult miliardul, realitatea milioane este uriașă. Practic, în ultimii 18 ani, că statisticile astea sunt în ultimii 20 de ani, practic, în ultimii 18 ani, populația Asiei a crescut cu numai puțin de 810 milioane de oameni, adică numărul populației întregii Europe plus încă ceva. În aceste condiții, în contextul mulțirii populației africane, mai ales a sărăciei, a schimbării climatice, putem anticipa destul de ușor o presiune populațională tot mai mare la granițele Europei, o Europa care are o conducere de tip neomarxist, cu o agendă clară, metisarea populației europene în numele planului Kalergi și al intereselor globaliste. Ce se va petrece până la urmă cu europenii de pe bătrânul continent? Vor mai rezista ei oare? Este întrebarea jurnalistului. Vom rezista. Dar metisați. Acestea, coroborate cu stilul de educație dat tinerilor, doar Dumnezeu ne poate salva. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și după pauză vor mai vorbi. Pauză, te rog. Care este cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi copilului tău? O jucărie nouă? Sau poate un cățeluș? Cel mai frumos cadou este copilăria. Este tăvălitul prin noroi după amiezile ploioase cu ceilalți copii. Este vacanța în ograda bunicilor. Copilăria este zi de zi o nouă aventură. Însă nu e lipsită de pericole. Copiii se pot îmbolnăvi foarte ușor. Noi, cei care avem grijă de ei, trebuie să-i protejăm la fiecare pas. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Vaccinurile sunt o cale sigură de a preveni boli mortale.
nevoie de repere ca de apă, ca să nu ne dicteze valurile direcția. Avem nevoie de repere ca de pământ, ca să avem de ce să prindem rădăcini puternice la noi acasă. Avem nevoie de educație ca de un reper, pentru că educația dă direcția unei vieți și a unei țări. Iar prima calitate a unui reper este aceea de a fi stabil, stabil ca un plan de țară. Educație raportată la echitate, calitate, respect, viitor. O Românie educată e construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc. Vreau să trăiesc în România educată. Susține platforma România Educată, un proiect prezidențial cât o întreagă țară. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori, și dacă este să discutăm despre celelalte zone, despre China, despre... Este o știre pe Mediafax. China face o nouă achiziție în România. Producătorul francez Lacoste vinde fabrica din Cisnădie. Producătorul francez Lacoste, care produce articole vestimentare în orașul Cisnădie, județul Sibiu, vinde companiei chineze Sunrise Knights, o parte a grupului Yongor, fabrica unde lucrează aproximativ 400 de persoane. Deci, potrivit unor informații din interiorul fabricii, Trans-Euro Textile de la Cisnădie, care produce articole vestimentare pentru Lacoste, oamenii au fost informați că producătorul francez a vândut fabrica companiei chineze Sunrise Knights, parte a grupului Yongor. Oamenilor le s-a spus că vor fi respectate contractele de muncă. În anul 2017, fabrica Trans-Euro-Textile a avut o cifră de afaceri de 21,17 milioane de lei și un număr de 382 de angajați. Fabrica de la Cisnădie a fost printre primele companii deschise în zonă, cumpărând o veche fabrică Covtex în urmă cu peste 20 de ani. Lacoste a ajuns în oraș în urmă cu 3 ani, după preluarea altor companii care produceau pentru firme franceze. Deci, China este un competitor și economic. Este un competitor și demografic. Este un competitor pentru toată civilizația europeană a noastră. Și ceea ce spunea profesorul respectiv este că noi, europenii, trebuie să fim cumva uniți într-o mentalitate comună, într-o economie comună, într-o societate comună, nu neapărat metisată cu altele, ci pur și simplu care să ofere oportunități, în primul rând pentru copiii noștri. Pentru noi. Noi trebuie să fim exponenți de civilizație. Europa de 500 de ani este exponent de civilizație. Noi trebuie să rezistăm acestei asalt. Nu trebuie să avem mentalitatea cetății asediate, cum a avut-o Constantinopolul și a căzut la 1453. Oricum, civilizația europeană și-a pus amprenta asupra întregii lumi. Statele Unite au o parte din civilizația europeană, China are civilizației taoistă, și, dar încearcă să copieze stilul occidental de societate. India nu mai spun, dar fiecare îl va dedubla cumva și îl va modifica. Europa are șansa ei.
Chiar și la alegerile de anul ăsta, Europa are șansa ei. Ori metisarea și implozie, că asta se va întâmpla, implozie, ori concurență și un nou avânt. Vom spune că nu avem resurse, că nu avem posibilitate, că nu avem oameni, că nu... Știți, acum vreo 600 de ani, înainte, cam cu vreo 100 de ani de marile descoperiri geografice făcute de Columb și ceilalți, un amiral chinez a pornit cu embarcațiuni mult mai multe și mult mai mari și cu aproape o armată întreagă să descopere lumea. La fel cum a plecat și Columb să descopere America, numai că celebrul nostru Columb a plecat cu 5 caravele. O ioncă chinezească de pe vremea era de 10 ori mai mare decât orice caravel al lui Columb. Și el a venit cu miile. Au vizitat acea armată chinezească, au vizitat țările arabe din Golful Persic, cornul Africii, al Somaliei de astăzi, și au ajuns la limita civilizației occidentale de atunci. Și au găsit papistașii, au găsit preoții noștri creștini, dar bine, pe cei catolici care încercau să facă o propovăduire a creștinismului într-o lume musulmană, dacă mai avea, dacă mai exista acum, au găsit comercianți italieni care făceau comerț în partea de răsărit a Mediteranei și s-au întors și au spus că există o civilizație în Europa, dar este mult sub a noastră, spunea împăratului Chinei de atunci, amiralul care s-a întors cu vești despre ceea ce se întâmplă în vest. Și a spus că nu avem ce cuceri acolo. Oamenii aia sunt mai săraci ca noi. Sunt ce să facem acolo. Noi, luminăția asta a Chinei, care avem descoperite toate, trăim foarte bine aici, nu avem ce să căutăm în vest. Ei, acea civilizație din vest, de oameni săraci, de oameni competitivi între ei, a ajuns la câtva timp după, bine, la scara istoriei mică, dar pentru viețile de oameni, destul de mult, în 200 de ani a ajuns să cucerească toată lumea. Toată lumea. Și toate celelalte continente au fost colonii ale țărilor din Europa. Și până astăzi, în continuare, ceilalți ne au un model tot pe noi. Acum ei se întorc încoace, cumva. Doresc să trăiască, de ce nu se duc și se refugiază în Statele Unite? Doresc să trăiască în Europa. Atât chinezi, cât și cei din zona arabă, cât și africani. Vor aici. Pentru că de câteva sute de ani Europa le-a arătat că aici e bine, aici e metropola. Chiar a pornit și două războaie mondiale Europa asta. Bătrânul continent. Noi, astăzi, nu trebuie să avem mentalitatea cetății asediate, ci mentalitatea acelui înțelept care știe să-și dirigeze ucenicii, să-și înțelepțească ucenicul vrăjitor, care va ști să construiască și în Africa, și în Asia, și în America de Sud, modele de civilizație, pentru că aceia de acolo să nu aibă dorința de a ajunge în Europa pentru a trăi bine, ci să-și facă acel bine la ei acasă. Continentul african, continentul asiatic, poate
găzdui mult mai mult populație decât continentul nostru mic și european. Dar pentru asta trebuie multă înțelepciune, chiar și liderilor politici ai noștri, ai României, care face parte din Europa, ai Europei, lideri mari ai Europei. Pentru că, vedeți, să spui unuia mai mic din Uniunea Europeană, n-ai voie să faci afaceri cu China, dar tu să faci afaceri cu China, mi se pare un dublu standard. Și ar trebui cumva cei pe care îi trimitem în Parlamentul European pe 26 să nu aibă acel dublu standard. Adică să aibă acea mentalitate de european, român-european. Domnule, să fie un singur standard în toată Europa, că e Germania, că e România, același lucru să fie. Pentru asta trebuie înțelepciune, dragii mei. Înțelepciune și înțelepciunea ți-o dă doar Dumnezeu dacă te rogi la ea, dacă te rogi la El. Altfel, nu ți-o dă nimeni. N-ai de unde să ai înțelepciune. O seară frumoasă vă dorim, dragii mei. La revedere!